Bun găsit! Sunt Adelina Ciochia și vă prezint emisiunea Efervescent. În prima parte vom prezenta evenimentul Winterland, organizat de studenții de la peisagistică din cadrul Universității din Craiova. Este al patrulea an în care Winterland se organizează în bănie. De la târg pot fi achiziționate decorațiuni de iarnă pentru toate gusturile. Care este scopul evenimentului? Este un târg de Crăciun organizat de universitate deja de câțiva ani. Sunt obiecte făcute de studenți care sunt vândute într-un scop caritabil pentru a ajuta un copil care are probleme. În acest an este vorba de Ambra Maria Chirculescu, care luptă cu o malformație gravă, îi lipsește o parte din esofag. Deci toate obiectele care sunt expuse și care sunt realizate de către studenții noștri și de către câțiva copii de la școala de hipoacuzici, cărora le mulțumesc foarte mult pentru implicare, vor fi vândute pentru a contribui la tratamentul acestei fetițe care trece printr-o perioadă extrem de grea. În același timp, eu cred că obiectele o să bucure pe craioveni și universitatea, prin aceste mici obiecte, vrea să le ureze la mulți ani, sărbători fericite, multă sănătate și un an plin de realizări. Cât timp ați lucrat pentru acest eveniment? Lucrăm de câteva săptămâni, iar în ultima săptămână s-a lucrat la foc intens. Am lucrat de la 10 până la 6 seara. De la cât pornește prețul? Prețul aranjamentelor pornește de la 3 lei până la 120 de lei. Cam cât lucrați pentru un aranjament de Crăciun? Un aranjament simplu se poate face și în 30 de minute, un globuleț și în 10 minute, însă aranjamentele mai complexe durează chiar 2-3 ore. Nu este primul an în care organizați acest eveniment. În anii trecuți, cam câți bani ați reușit să strângeți? Este al patrulea an în care se organizează Winterland. În ultimii 2 ani au fost tot așa expoziție cu vânzare. Nu pot să vă zic o sumă fixă, cred că anul trecut am strâns peste 4.000 de lei în prima zi. După aceea, pe parcursul săptămânii, am mai vândut. Târgul de sărbători din holul Universității din Craiova nu înseamnă numai decorațiuni de iarnă, ci și concerte de colinde. Invitat a fost astăzi Corul Filarmonicii Oltenia din Craiova. Winterland va fi găzduit de Universitatea din Craiova până pe 19 decembrie. În continuare, scriitorul Mihai Ene ne surprinde cu o nouă carte. Se numește Beau, deci exist și este scrisă de Roger Scruton. Rămâneți alături de noi! Dintr-o serie de cărți care încearcă să configureze un anumit spațiu al plăcerilor, al senzualității, un spațiu hedonist prin excelență, face parte și un eseu foarte interesant și foarte aplicat, aș putea spune, cum este cel al lui Roger Scruton, Beau, deci exist, o călătorie filozofică în lumea vinurilor. Sigur că, cred că toată lumea cunoaște nu doar calitățile acestei licori de-a lungul vremii, ci și diversele ipostaze în care este prezent vinul în diversele momente ale existenței.
Roger Scruton, autorul acestui volum, acestui eseu, este publicist, filozof, absolvent de Cambridge, un gânditor care este mai degrabă considerat un conservator în Marea Britanie, un om care totuși s-a ocupat de-a lungul vremii de filozofi precum Kant sau Spinoza, care a publicat în ultimii ani un eseu despre frumusețe, un eseu dedicat globalizării și amenințării teroriste, acum câțiva ani, care s-a și tradus în 2004 la Humanitas, editura care îi publică acum și acest eseu despre care vom vorbi în cele ce urmează. Pentru George Scruton, pentru Roger Scruton, pardon, vinul nu este doar un aliment, o simplă licoare care te desfată. Este, de fapt, pe de-o parte, un adjuvant al gândirii, un apendice al reflecției, fie filozofice, fie de altă natură, estetice, de exemplu, este mai mult decât ceea ce poate fi considerat, nu-i așa, vinul îndeopște. El realizează în acest volum, Beau deci exist, o călătorie, cum îi spune el, foarte precisă. Pe de-o parte, în această zonă a producerii vinului, a tipurilor diferite de vin, în care găsim o întreagă filozofie, nu numai a consumului, ci legătura care există între vin, vii, solul în care sunt produse, nu, aceste vii și comunitățile, evident, care îl produc. Roger Scruton insistă permanent pe această legătură dintre comunitate, dintre producția locală împotriva, iată, a acestei producții globale, a produsului standardizat, devenit înseriabil și putându-se prezenta oriunde. Militează pentru a descoperi culturile locurilor respective prin intermediul, iată, al acestei licori care conține în sine toată această, să spunem, mitologie și ideatică a locului respectiv. În prima parte, pornește chiar de la propria experiență privitoare la vin, pe care o intitulează foarte autoironic Căderea mea în păcat. Este vorba de primul sau de primele contacte cu vinul și cu acest fundament cultural pe care îl aduce vinul cu sine. Apoi, turul Franței, în care descrie practic la pas diversele tipuri de vin, de diversele locuri în care nu a călcat niciodată, dar pe care le cunoaște foarte bine, plecând de la vinurile care se produc în aceste locuri. Și, într-un alt capitol, Vești din restul lumii, în care descrie, practic, tipurile de vin și soiurile care se produc în diverse alte regiuni ale Europei și nu numai ale Europei, ale lumii.
Ajungând și în România cu prilejul acesta, descriind un vin din Transilvania. A doua parte, esențială de altfel în acest periplu al autorului, deci exist, da? Cea de-a doua parte a aserțiunii, știm bine că este o parafrazare a celebrului gândesc deci exist cartezian. Iată, o ironia funcționează din nou în cazul acesta și autorul trece de la componenta rațională care reglează existența și îi dă un sens la componenta bahică, să-i spunem, a existenței pusă, iată, la temelia sinelui. Conștiință și ființă, înțelesul vinului, înțelesul chinului și ființă și exces sunt capitolele care fac parte din această a doua parte din volumului, care reglează cealaltă latură filozofică, să-i spunem, de cunoaștere a vinului. Este analizat, sunt analizate semnificațiile și în același timp sunt investigate modurile în care a fost receptat vinul pe parcursul epocilor, pornind de la anumite concepții filozofice, de la Platon, dar și de la Hafiz, de exemplu. Există un citat care este pus ca moto al acestei cărți. Până la filozofi moderni și contemporani care s-au raportat într-un fel sau altul la ideea de băutură în general și de vin în special. De aici până la a discuta despre ce înseamnă de fapt a bea vin și care este relația cu excesul, unde, care este limita convivialității și care o asigură vinul și unde se încheie ea și începe practic o cu totul altă perspectivă asupra vinului, văzut ca altceva decât este, ne spune Roger Scruton. Cu alte cuvinte, nu un acompaniator, ci pus în legătură cu, eu știu, drogurile, de exemplu. Da? Văzut ca o substanță care ar trebui să îți modifice percepția asupra lumii. Ori, ne spune Scruton, nu acesta este rolul său. Din potrivă, el trebuie nu face altceva decât să îți lămurească, să îți confere o perspectivă asupra realității și nu să îți modifice această perspectivă, să îți aducă, să-ți promită o altă realitate, așa cum fac diversele droguri, inclusiv cele ușoare despre care vorbește el aici. Evident că puritanii și o pleiadă întreagă de critici au venit în favoarea ideii de a interzice consumul de alcool și, iată, inclusiv consumul de vinuri. Ori Scruton spune că au făcut aceeași greșeală ca și cei care fac exces. Consideră că această licoare este un drog și nu un adjuvant al unei stări. Din această confuzie rezultă, iată, cele două excese de raportare, să spunem așa, la vin. Într-o anexă
Amuzantă de altfel, oricum volumul în general are o latură ironică, învăluitoare, care nu tranșează, nu e o latură, nu e o atitudine militantă a lui Scruton, nici în favoarea, nici în defavoarea vinului. Evident că este o carte care investighează cultural vinul. Se referă la vinurile cu care ar trebui să însoțim cărțile pe care le citim. Și începând cu Platon și până la Wittgenstein și alți autori contemporani, inclusiv de literatură, la Kierkegaard, la Nietzsche, Schopenhauer și mai departe, fiecăruia îi găsește un anumit tip de vin, o anumită, un anumit soi care s-ar potrivi ideilor, modului de a scrie, de a vedea lumea, al celui pe care, cu care intrăm în dialog. Iată, de exemplu, la Homer vinul este întotdeauna dulce, deși probabil poetul asocia vinul mai degrabă cu sărutările și vorbele măgulitoare decât cu rodiile coapte și așa mai departe. Sau cititorii metafizicii lui Aristotel vor înțelege de ce afirm că singura băutură ce o poate însoți este apa chioară. Sau spune în legătură cu cu Descartes, aș sugera un vin întunecat de pe Valea Ronului. Un asemenea vin va compensa subțirimea meditațiilor și va oferi mai degrabă un subiect de conversație. Sau, în ceea ce îl privește pe Schopenhauer, ce se poate spune despre marele pesimist cu excepția faptului că a văzut lucrurile așa cum sunt, demonstrând prin aceasta că este o greșeală să vedem lucrurile așa cum sunt? Sau, de exemplu, în ceea ce îl privește pe Heidegger, ce poțiune l-ar putea completa pe filozoful care ne-a spus că nimicul nimicnicește? Cel mai indicat este să duci un pahar gol la buze și să simți cum nimicul coboară pe gâtlej, gol, gol, gol. Iată o experiență care sigur îl va încânta pe adevăratul cunoscător. În acest mod, înțelege să și încheie periplul bahic Roger Scruton, care, de altfel, repet, este un periplu extrem de serios și de bine documentat, care, pe de-o parte, te învață niște lucruri despre vin în general, pe de altă parte, te învață cum să privești, cum să te raportezi la această licoare dincolo de simpla desfătare pe care o poți avea în momentul în care, nu-i așa, duci la buze un pahar plin. Vă invit ca în ultima parte a emisiunii să vizionăm un documentar despre festivalul culturale. Spiritualitatea și viața culturală a locuitorilor de pe cele două maluri ale Dunării, din România și din Serbia, își găsește deplina expresie în multitudine de manifestări artistice organizate cu generozitate de-a lungul întregului an și din care avem bucuria de a vă prezenta în cele ce urmează câteva exemple pline de farmec și culoare. Începând cu 1955, în luna septembrie a fiecărui an, orașul Negotin este gazda festivalului de comemorare a celui considerat părintele muzicii sârbe, cel mai mare compozitor și muzician al perioadei romantice, Stevan Stojanović Mokranjac. S-a născut la data de 9 ianuarie 1856 în Negotin,
oraș care avea numai 300 de locuitori la acea dată. Casa natală din Negotin a fost restaurată și transformată în muzeu muzical în anul 1964. Primind cadou prima savioară la vârsta de 10 ani, micul Ștefan a îndrăgit imediat muzica. A urmat o carieră impresionantă studiind la Belgrad, apoi la München, Roma și Leipzig. A înființat în anul 1899 Școala Națională de Muzică, precum și primul quartet de coarde din Serbia, în care a și cântat la violoncel. A părăsit capitala Belgrad la începutul primului război mondial, mutându-se la Skopje, unde a murit la data de 28 septembrie 1914. Muzicianul s-a bucurat de o imensă apreciere, atât în timpul vieții, cât și după moartea sa. Opera sa a fost imensă, atât prin dimensiune, cât mai ales prin valoare. Practic nu a existat domeniu muzical în care Ștefan Mocraniaț să nu se fi implicat, fie că a fost vorba de compoziții ortodoxe bisericești, folclor autentic sârbesc, balade populare, cea mai faimoasă fiind cea dedicată haiducului Veliko. O colecție de 82 de cântece pentru interpretare corală, dar și cântece pentru copii. În interiorul casei natale se păstrează aproape intacte multe dintre obiectele personale ale compozitorului, iar vizitatorii sunt cuprinși de atmosfera plină de farmec, în care parcă te aștepți să-l zărești pe marele muzician așezat la pianul său preferat. În anul 1981, la cea de-a 125-a aniversare a nașterii sale, a fost ridicată statuia comemorativă aflată acum în curtea din fața casei. Festivalul, organizat pentru a-i cinsti memoria, este un prilej pe care locuitorii din Negotin îl prețuiesc la adevărata lui valoare, participând într-un număr cât mai mare. Sunt prezente oficialități locale și din capitala Belgrad, reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe, oameni de cultură, întregul eveniment desfășurându-se sub patronajul Ministerului Culturii din Serbia. La picioarele statuii artistului sunt depuse coroane de flori din partea multor instituții oficiale, cât și organizații și asociații culturale, ca un bine meritat omagiu adus acestui geniu muzical care a purtat numele orașului pe întregul continent. Seara se încheie într-un cadru festiv, cu un concurs de interpretare corală, la care participă numeroase trupe, atât din Serbia, din întreaga peninsulă balcanică, precum și din alte țări europene, fiecare interpretând cele mai cunoscute și apreciate creații ale marelui artist. Festivalul Maidan Art, inițiat pentru prima dată în anul 2001, se desfășoară anual în luna septembrie în pitorescul oraș Maidanpec. Organizat ca de fiecare dată de Asociația pentru Artă, Cultură și Turism Maidan Art și aflat sub patronajul Ministerului Culturii, el reunește an de an artiști din Serbia și din străinătate în domeniul creațiilor de artă plastică, pictură, grafică, sculptură, mozaic, ceramică, sticlă și porțelan, design de bijuterii, dar și artă digitală și fotografică. După câteva formalități inevitabile pentru debutul unei astfel de manifestări, anul acesta participanții s-au putut bucura de prilejul de a se reuni și de a schimba câteva impresii sau de a admira o expoziție organizată în holul de primire al Centrului Cultural din Maidanpec, locul unde se desfășoară principalele activități ale festivalului. A urmat apoi un vernisaj al unei expoziții de artă contemporană, realizată din materiale metalice, aparent banale, din viața de zi cu zi, dar din care artistul a știut să dea naștere unor compoziții surprinzătoare și pline de mister. O surpriză deosebit de plăcută oferită de gazde a fost și prilejul de a vizita locurile extrem de pitorești din jurul orașului Maidanpec,
printr-o excursie organizată la peștera Raico. Aflată la numai 3 km de oraș, aceasta are o lungime totală de 2300 de metri, din care se pot vizita doar 1400, fiind foarte bine amenajată pentru accesul turiștilor. Este o adevărată bijuterie a naturii, o splendoare de forme ciudate, o țesătură minunată de stalactite și stalagmite, care te încântă și te uimesc. Toți cei prezenți au apreciat această aventură minunată, revenind plin de emoție spre seară la Centrul Cultural pentru festivitatea de decernare a premiilor. În cadrul competiției din acest an, au participat un număr total de 607 creații artistice, realizate de 326 de autori, majoritatea din Serbia, dar și din alte 32 de țări din întreaga lume. Obiectele expuse, fie că a fost vorba de creații din ceramică, sticlă, materiale textile sau chiar decorațiuni și bijuterii prețioase, toate poartă în ele geniul, inspirația și strădania celui care le-a realizat. Cu atât mai dificilă este sarcina juriului, care într-un final trebuie să ia o decizie asupra celor mai bune lucrări, alegând dintre toate aceste minunății pe cele mai deosebite, mai inspirate și mai bine puse în valoare. La final, împreună sunt câștigători toți competitorii și ceilalți participanți care au avut privilegiul de a fi martorii unei astfel de manifestări de o înaltă ținută culturală, unde fiecare s-a simțit liber să-și exprime calitățile artistice, oferindu-le în dar celor prezenți. Orașul Drobeta Turnu Severin este gazda primitoare pentru o amplă manifestare culturală care reunește importante valențe istorice și artistice, denumită Toamna Severineană. Festivalul, aflat sub organizarea primăriei din localitate, are un program diversificat pe placul oricărui spectator, fie că este el tânăr sau din generația a treia, locuitor al Severinului sau simplu turist sosit în vacanță. Participarea unor importante delegații de artiști din Bulgaria și Serbia, țări vecine și prietene, sporește și împlinește dimensiunea culturală transnațională a evenimentului. Tinerii muzicieni sau dansatori din țările de pe malurile Dunării și-au dat întâlnire aici, în vechea cetate romană Drobeta, pentru a sărbători împreună bucuria unei toamne bogate, cu belșugul recoltelor și frumusețea naturii ajunse la împlinire. Ce poate fi mai încântător decât a admira pe acești tineri care valsează elegant, plin de fericire, pe malul Dunării, purtându-și pașii pe ritmul unei opere celebre închinată bătrânului Fluviu. Un alai plin de farmec și culoare, alcătuit din trăsuri și personaje ale secolului trecut, își poartă pașii prin oraș, făcând deliciul spectatorilor. Emblemele antice romane, cele medievale, dar și cele moderne ale Severinului, se oglindesc în suita acestor manifestări care traversează zgomotos principala axa orașului. Tineri, îmbrăcați în costume medievale, plini de entuziasmul specific vârstei, se vor lupta cu îndârjire pentru a cuceri inimile și grațiile frumoaselor domnițe, oferind celor prezenți un spectacol plin de farmec și culoare, demn de numele încărcat de istorie și glorie al acestei așezări milenare. Pe malul românesc al Dunării, dincolo de Cazane, în localitatea Jvinița, are loc în fiecare toamnă Festivalul Smochinelor, un festival aparte, o combinație perfectă între artă, cultură și gastronomie. În centrul acestei pitorești comune își dau întâlnire an de an atât localnicii cât și turiștii dorniți să participe la acest eveniment unic în România, organizat cu scopul de a promova produsele locale tradiționale din Smochine și cultura multiculturală din clisura Dunării. În această zonă, datorită climei cu influență mediteraneană, smochinii cresc în mod natural în plantații sălbatice sau în grădinile oamenilor.
Nu e de mirare, deci, că aproape fiecare familie are un specialist care transformă fructele parfumate în adevărate delicii, dintre care cele mai apreciate sunt țuica și dulceața de smochine. Turiștii sunt invitați să deguste din aceste produse autentice locale și apoi, evident, să le cumpere. O ocazie unică de a duce acasă o amintire plăcută și plină de parfum de la acest festival. De remarcat faptul că acest tip de dulceață este marcă înregistrată la OSIM, grație eforturilor depuse în ultimii ani de primarul din localitate. De la această sărbătoare nu puteau lipsi muzica populară și cântecele tradiționale, fie ele sârbești sau românești. Organizatorii, respectiv Primăria Jvinița, Asociația Partener pentru Dezvoltare Jvinița, Consiliul Județean Mehedin și Uniunea Sârbilor din România au invitat ca în fiecare an formații de muzică și dansuri, atât din România cât și din Serbia, din orașul Bor și din localitatea Milanovăț, localitate înfrățită cu Jvinița. Muzica și voia bună sunt la ele acasă, cele două popoare, român și sârb, dovedind încă o dată că împărtășesc aceleași valori culturale tradiționale într-o comuniune istorică milenară. Investim în viitorul tău. Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Republica Serbia este finanțat de Uniunea Europeană prin instrumentul de asistență pentru preaderare și cofinanțat de statele partenere în program. Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Sper că v-a plăcut. Noi ne revedem data viitoare. Thank you.